Te salut în IT World. Hai să explorezi. În Scratch putem utiliza o imagine de fundal, adică un decor, dintre cele existente, redefinite și stocate în colecția de decoruri Scratch, sau putem crea și propriul decor în Paint sau în PowerPoint. La fel, avem în Scratch personaje predefinite, adică actorii din diferitele colecții puse la dispoziția utilizatorilor în Scratch, dar putem crea și utiliza personaje proprii, actori creați de noi, cu ajutorul unei aplicații de editare imagini. Tot ce trebuie să facem este să salvăm personajul ca imagine într-un folder pe calculatorul propriu și de acolo vom avea posibilitatea să o încărcăm în Scratch. Să presupunem că am realizat această imagine, niște stele, o planetă, Pământul, de fapt, Soarele, poate. Va trebui să grupați toate elementele create, să creați un singur grup cu ajutorul opțiunii grup din acest meniu local. După care salvați imaginea astfel creată cu opțiunea Save as Picture, salvare ca imagine. După aceea, în Scratch, alegeți butonul pentru decoruri și aveți opțiunea Încarcă decor, la care se deschide această fereastră de dialog, unde navigați până la imaginea creată în folderul în care ați salvat imaginea respectivă. La mine folderul este Saved Pictures. Alegeți această imagine și dați click pe Open, pe Deschidere. O să constatați că imaginea de fundal se va folosi, deci această imagine se va folosi ca și decor sau fundal în Scratch. În Paint puteți face același lucru. De exemplu, iată un peisaj, să zicem, creat în Paint. Salvați această imagine și încărcați exact la fel în Scratch. Pentru a crea un personaj, utilizat numai formele, shape-urile existente în PowerPoint, le-am grupat și am ales un personaj gata creat. Clic dreapta, Save as Picture, salvare ca imagine, este opțiunea care trebuie accesată. Alegeți personajul salvat mai înainte și cu butonul Open, adică deschidere, încărcați personajul în Scratch. Dacă observați că mărimea personajului nu este corespunzătoare, de 100 aici introduceți 25, atunci mărimea se reduce la 25% din cea originală și aveți ceva de genul acesta. Puteți să încărcați alte variante ale personajului, dar pentru asta trebuie să accesați prima dată fila Costume. Dacă dați click aici,
o să apară un panou în stânga, unde aveți deja prima ipostază a personajului și aveți butonul încarcă costum. Construiți o aplicație Scratch în care apare o rățușcă într-un peisaj cu o pajiște în mijlocul căreia se vede un mic lac cu apă albastră. Rățușca poate fi mișcată cu ajutorul tastelor săgeată. Dacă rățușca atinge apa, începe să nadă. În acest caz, nu îi se vor vedea picioarele. Dacă ajunge la mal și atinge iarba, picioarele se vor vedea din nou și se va mișca liber în peisaj. Să vedem cum arată aplicația în Scratch. În primul rând, am încărcat imaginea de fundal, acest decor. Acesta de aici. După aceea am încărcat personajul cu ajutorul acestui buton. Acest personaj. Și am mai încărcat un costum cu ajutorul acestui buton de aici, încarcă costum. Și anume această variantă în care nu se văd picioarele actorului sau rățușca este în ipostaza în care înoată, să zicem. Se poate vedea cum arată. Deci, primul costum, al doilea costum. După care revenim pe fila cod și redactăm blocurile necesare pentru buna funcționare a aplicației. Să vedem cum funcționează aplicația. Deci acționez săgețile în momentul în care rățușca ajunge să atingă apa. Vedeți că începe să înoată, nu îi se mai văd picioarele, merge în toate direcțiile. Și când iese la mal și atinge iarba, iarăși se văd picioarele. Acum să vedem pe rând blocurile care au fost necesare. În primul rând cele patru săgeți de navigare. Când tasta săgeată dreapta este apăsată, stilul de rotație este stânga-dreapta pentru ca rățușca să se întoarcă în acest fel în care ați văzut. Orientarea este cea corespunzătoare, adică aici la dreapta, aici la stânga, aici în sus și aici în jos. Și am pus 5 pixeli pentru un pas, pentru toate direcțiile. La apăsarea oricărei taste, dacă personajul atinge culoarea aceasta, adică culoarea apei, atunci se schimbă costumul la K0, am zis eu, adică ipostaza în care rățușca înoată. Să ne mai uităm o dată, merge, atinge apa și vedeți că înoată. Dacă rățușca atinge culoarea ierbii, deci această culoare, atunci costumul se va schimba la K1, adică să vedem aici, dacă atingem iarba, vedeți, avem celălalt costum, cealaltă ipostază în care rățușca se plimbă pe iarbă, deci îi se văd picioare. Temă propusă. Construiți o aplicație Scratch în care prezentați o secvență dintr-o poveste preferată. Creați un personaj care poate să apară în cel puțin două ipostaze sau două costume diferite.
fundalul, adică decorul, ci toate elementele din scenă, inclusiv actorul principal, să fie creat de voi în aplicația voastră favorită de editare imagini, PowerPoint, Paint sau orice altceva. Programați aplicația astfel ca actorul principal să poate fi mișcat în cele patru direcții cu ajutorul tastelor săgeată. Succes!